fantastic. Vlad Țepeș. Ăsta e absolut necesar să îl aducem acum la guvernare. Ștefan cel Mare, ăsta e cel mai zdravân. Ia uitați-vă și figuri. Beton, Mihai Viteazu. Eu nu știu cine le-a făcut, dar e o chestie absolut fenomenală. Alexandru Ioan Cuza. Hai băieți, ce să vă spun? Republica asta cu așa oameni, cu așa patrioți, are șansă de izbândă. Cine le-a făcut și cine le-a donat? Donație. Alin Ioan Moldoveanu, primarul comunii Poiana Câmpina, 1 decembrie 2018, la 100 ani de la Marea Unirii. Câți ani are fanfara? Suntem la Zaim Căușeni. Dacă am ajuns în regiune, am intrat să-l salutăm pe domnul primar și domnul primar să ne arăte ce locuri frumoase și ce oameni minunați avem. Noi avem o mare mândrie a noastră, e vorba de fanfara Zaim, care activează neîntrerupt deja de 40 de ani. Din păcate, dirijorul fondator nu mai este printre noi, dar ne urmărește de sus și fanfara la moment îi poartă numele. Valentin îl cheamă, se cheamă fanfara. Aici suntem în depierde destinație reparațiilor, repetițiilor. Sau de sofegiu, sau de... Am văzut că aveți. Poate mergem să vedem. Vestiare și putem să mergem la o repetiție. Ia uitați. Hai, hai. Eu cu mințeni. Ce să avem? Păi, dar pe voi sunteți unul în altul aici. O, să artiști adevărat, domnule. De la mic la mare. Cum ai să fii artist în Zaim? Foarte bine. Felicitări. Pentru curaj și pentru implicare, că păstrați tradiția. Am înțeles că aveți mulți ani de când e tradiția. Da, și domnul director, dirijor? Bună ziua! Cum îi spune? Ion Vin. La Zaim, o alee pe care n-am așteptat să o văd. Istoria sculptată. Fantastic. Vlad Țepeș. Ăsta e absolut necesar să îl aducem acum la guvernare. Ștefan cel Mare, ăsta e cel mai zdravân. Ia uitați-vă și figuri. Beton, Mihai Viteazu. Eu nu știu cine le-a făcut, dar e o chestie absolut fenomenală. Alexandru Ioan Cuza. Hai băieți, ce să vă spun? Republica asta cu așa oameni, cu așa patrioți, are șansă de izbândă. Cine le-a făcut și cine le-a donat? Donație. Alin Ioan Moldoveanu, primarul comunii Poiana Câmpina, 1 decembrie 2018, la 100 ani de la Marea Unirii. Câți ani are fanfara? Suntem la Zaim Căușeni. Dacă am ajuns în regiune, am intrat să-l salutăm pe domnul primar și domnul primar să ne arăte ce locuri frumoase și ce oameni minunați avem. Noi avem o mare mândrie a noastră, e vorba de fanfara Zaim, care activează neîntrerupt deja de 40 de ani. Din păcate, dirijorul fondator nu mai este printre noi, dar ne urmărește de sus și fanfara la moment îi poartă numele. Valentin îl cheamă, se cheamă fanfara. Aici suntem în depierde destinație reparațiilor, repetițiilor, sau de sofegiu, sau de... Am văzut că aveți. Poate mergem să vedem. Vestiare și putem să mergem la o repetiție. Ia uitați. Hai, hai. Câturi. Vedem. Eu cu mințeni. Stă să avem. Păi, dar pe voi sunteți unul în altul aici. O, sunt artiști adevărat, domnule. De la mic la mare. Cum ai să fii artist în Zaim? Foarte bine. Felicitări. Pentru curaj și pentru implicare, că păstrați tradiția. Am înțeles că aveți mulți ani de când e tradiția. Da, și domnul director, dirijor? Bună ziua. Cum îi spune? Ion Vest. Primar Ion Veste, dirijor Ion Veste. Aici sunteți un fel de mafie. Aici e tata, fritet. Nu suntem rude. Nu? Nu. Aici de-am nu mai găsești capătul. Da, cum e? Ai muzicanți? Da, ia că vă invităm să ascultați, să ne spuneți părerea dumneavoastră. Vă rog frumos, liniște, da? Da.
Felicitări! Eu care ce stare vorbăresc la mine, dar nimic mai frumos, mai încântător în ultima perioadă în Republica asta n-am văzut. Minunat! Sunteți minunați! Pentru voi se merită de luptat în continuare. Nini s-a oprit un nod în gât. Bravo! Dacă aș putea să vă ajut cu ceva, am să o fac. Mersi, să trăiți! Și să vă dezvoltați și să transmiteți din generație în generație. Suntem mândri că existați. Mersi mult. Și păcat că nu se arată lucrul ăsta minunat în toate televizoarele noastre. Să transmiteți un semnal că în Republica asta există și potențial, și oameni frumoși, și oameni care au talent. Nu numai bandiți hoți care ne-au furat și ne-au făcut de rușine. Voi sunteți mândria noastră, băieți. Să fiți sănătoși. Fugim mai departe. Domn primar, unde? Eu am rămas... Eu n-am cuvinte. Mă duc mai departe, dar văd că a rămas fără sunet. Domn primar, n-am știut că există așa ceva. Nu mai poftiți la noi. Sperăm în cât de scurt timp să începem a face concertele. Și atunci o să vedeți în adevărat. Am văzut că și repetiție la dansuri sunt. Te-ați prietuși încolo. Ne ducem. Să-i surprindem și așa. Casa de cultură. Piano. Localitatea. Când e reparat? În 2017. Arată foarte bine. La 15 ani nu a activat. Pentru că era... Ploua afară, ploua și înăuntru. Dezastruos, da? O, dar pe aici e mare. Și dacă e aranjată... Și ăștia sunt ceilalți care dansează. Trupa mare de dansatori. Nu știu, ni doamna coreograf. Se rugăm să ne danseze. E vrat, Amia? Ce fac dansatorii? Ați obosit? Încă nu? Stai că iau și cu ochii în cuț, ia. Da. Și chiar le încălțați? Sau așa de frumusață numai? Noi vrem să vedem cum faceți repetiții. Numai trebuie să o convingem pe doamna... Cum îi spune? Cristina. Să ne ajute, a? Le puneți înapoi. Asta sunt numai așa, le vedeți. Gata, ne-am ați dansat? Nu, am ușă și ce nu m-am probuit aici. Dar vreau să vă vedem. Dar vă așteptăm până vă gătiți. Cum se ajunge la Zaim? Deci, iată, Vasile, pentru cine trebuie să luptăm. Ai văzut cum arată fanfara? Niciodată nu trebuie să dăm înapoi fanfara, tineretul și atât. Este un exemplu foarte clar pentru întreaga țară că, iată, acești doi tineri, Vesti Ion, dirijor la fanfară, și Vesti Cristina, care este soție, coreograf, fac minuni. Cu salarii mici, cu greutățile și susținut de primarul satului Zaim și Consiliul Local. Iată, ei pot face minuni. Au fost în Bulgaria, au fost în Turcia, au fost în România și ne-au reprezentat pe noi. Dar doamna Cristina, cred că o să ne spună mai mult, este o surpriză pentru mine. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Groși de oaspeți. Noi am ascultat fanfara sus și ne-am... am rămas, nu că surprinși, dar bâlbâiți, ca de obicei noi avem replică. Uimiți! Și am înțeles la domn primar că avem și niște copii talentați care ar putea să ne demonstreze că ei și dansează. Păi dacă veneați un pic mai devreme, noi tocmai am măstrat opincile noi. Așa. Am dansat și în opinci. A, păi, dar este cumva vreo diferență? Este. Să dansează mai... În opinci dansează mai cu picioare goale. Io, dar păi da, să încercăm și așa, ia uite, să ies cu cizme, ies cu tot. Hai cu cizme, da. Vrem să le arătăm că în Republica asta, cu modeste resurse și cu oameni frumoși, se poate de făcut minuni. Oa. Gata?
da, sigur că noi înțelegem.
Bravo! Bravo, bravo! Chiar dacă sunt puțini spectatori, sunteți minunați! Bravo! Felicitări! Așa, da! Felicitări pentru păstrarea, dezvoltarea tradițiilor noastre strămoșești. Să știți că prin asta ne evidențiem ca neam, prin cultură. Și voi sunteți cei mai minunați exponenți pe care i-am văzut în ultima perioadă. De la ce clasă sunteți? De la 8 la 12. Și vă împăcați, văd, diferența aproape că noi. Sunteți de o statură toți. Bravo! Și de mulți ani vă ocupați. Fetele se ocupă de mulți ani. Fetele sunt mai tari? Da, băieții vreau eu mai mult la judo. Și au... Și asta e tot un fel de judo. Un an de zile de când fetele i-au modelat și i-au convins să vină. Credeți că așa e de ușor să lupți cu fetele? E, nu. Fetele totdeauna câștigă. Ascultă? Fetele, da, băieții cam nu prea. Știți la ce? La puterea mușchilor, nu prea ascultă. Ai. Slenoș, un pic, dar... E, las că-i văd că sager. Trebuie să... Le învârtesc pe fete de le sar sandalele. Dar cum? Așa-i. Fetelor și băieților, sunteți bravo. Tradiția trebuie să păstrată. Felicitări, doamnei profesoare, doamnei... Vesti Cristina. Of, doamna Cristina, cum îi să lupți în Republica asta și să promovezi cultura? Dacă nu ai susținere, nu faci nimic. Ba da, dar de unde aveți susținere? În primul rând avem susținere de la domnul primar. De la bun început a fost susținerea. Susținerea din partea familiei. Și dacă mergem... familia e implicată, adică te înțeleg eu, da, în cultură. Și dacă mergem după primărie, anul ăsta Consiliul Raional ne-a susținut cu achiziționarea unui set de costume pentru ei, pentru vârsta asta de adolescenți și tineri. Și suntem mulțumiți, chiar opincile noi fac parte din setul nou, pentru că ne-am atestat recent în 2019 cu un ansamblu de dansuri populare cu denumirea Opincuța. Și cum să fim Opincuța fără opinci? Și au venit și Opincuțele. Și tocmai le-am măsurat. Vă gătiți vreun concurs undeva? Sau acum cu pandemie s-au anulat toate? Chiar o lecuțică, ne vrem să ne răsflăm și să ne lăudăm, că avem o invitație în Muntenegru la Festivalul de Dansuri Populare, la care urmează să participăm acum la început de iunie. Bravo! Sunteți demn de admirat. Eu le urez succes pentru că ei o să fie pe scenă. Dar fără dumneavoastră, da, fără o mână puternică care ghidează și care îi susține, e complicat. Dar au o ocupație și vedeți că eu sunt tot din sat ca și voi și suntem mai tari decât cei la oraș, vă spun eu. Că avem ocupație și avem în sat. Avem în sânge tradiții, folclor. Mulți din oraș se încălcesc când merg, nu se dansează. Așa că bravo! Să vedeți cum le arătăm un exemplu pentru cei care o uita ce înseamnă asta. Asta și vroiam să spun, domnul Vasile, că tot ce s-a născut mai bun s-a născut la sat. Și iată, asta este un exemplu clar și asta trebuie să fie promovat de către guvernul acesta, de către toate televiziunile. Iată munca acestor copii. Trebuie să fie exemplu pentru toată țara. Ca ei să aibă la ce aspira, la ce, cu ce se ocupa, să vadă cu ce se ocupă tineretul în ziua de astăzi. Iacă nu să stea ocupație sub baruri. Și împreună cu dumneavoastră, domnul Vasile Costiuc și Democrația Acasă, în următoarele zile, când o să facem vizita într-un sat foarte mic, o să mai vedeți și acolo talente, da, care au devenit campioni mondiali, campioni europeni. Păi și ăștia sunt campioni, și ăștia toți campioni, vă zic eu. Deci încă o dată o să arătăm întregii țări că oamenii de la sate au creat istorie, oamenii de la sate au fost cei mai tari peste tot. Și aici este cultura, la sate. Da, de atâta trebuie investiții. Și trebuie să le dăm speranță și încă o dată o să spun în public, eu personal și cu dumneavoastră și cu toată echipa, o să luptăm pentru viitorul lor. Nu pentru. Corect. Pentru viitorul vostru. Și eu sunt cu căciula în cap. Încredere, ca voi să aveți încredere în ziua de mâine. Și când o să ajungeți de vârsta noastră, să vă bucurați de ceea ce am făcut noi. Și să continuați. Eu sunt așa care tot ne-a pus căciulă de cârlană în cap și nu ne rușine să pui de moldovan. Așa că vă încurajez să nu vă fie rușine de tradiții, de obiceiuri, de ochincuțele noastre, de straile naționale, de ie, că de una ne-am cumpărat și eu o ie de la Părintele Aga, de la Orhei. Și voi ați fiți și voi acum în costume. Vreau să văd poză cu voi simpatici și cu doamna Cristina. Sunt poză. Recent am format și o pagină ansamblului. Unde vă găsim? Cum îi cheamă? Găsiți ansamblul dansul popular Opincuța. Opincuța.
Da. Ei, vă găsim și vă promovăm. Video și la Casa Verde. Cu drag pentru Zaim. Să știți. Bravo, încă o dată vă felicităm, îi aplaudăm chiar dacă suntem doi spectatori. Ne aplaudăm singuri. Yo, ce frumos! Bravo! Am plecat. Noi suntem deprinși de fiecare dată să vorbim despre probleme, greutăți, nevoi, să ne plângem pe viață, dar vedeți că avem lucruri minunate în Republica asta, în satele noastre, sunt lucruri. Ura! A, uitați-vă! Am să publicăm un film foarte frumos, dar noi ajungem să arătăm și lucruri minunate care se întâmplă în satele noastre. Mulți ani! Ai, fluierașii! Da, domnul primar, dacă noi ne-am pornit, să facem un film deja cu totul. Aici ce avem? Avem o sală de forță care e amenajată în fostul local a discotecii din Zaim. Cândva aici se face discotecă, pe urmă s-a fost un disco bar unde se beie și se chișeau prin colțuri. Exact. După asta el nu mai funcționa de fel și noi după asta am... Păi da, e dotat serios? Am prins un proiect cu finanțare europeană și l-am făcut mai... Și acum mai... câți băieți antrenează? Foarte mulți. Adică noi la moment lucrăm regim mai redus, lunea, miercurea și vinerea. Și e plin tot timpul. Tot timpul e plin. Văd că e serios sala. Ia uitați-vă, și cu drapele, și italian, și uieș, moldovenesc, cu gheri, ce mai avem? Iată așa, ca tinerii să aibă ocupație, nu și drapele. Băieți au participat. Iată așa ar trebui să arate în fiecare sat, domn primar. Felicitări! Asta înseamnă că Zaimului eu mers cu primarul. Probabil. Nu știu. Și lucrurile mai trebuie mers cu Zaimul. La mulți sate nu le-o mers cu primarul. Eu... Noi ne-am străduit să facem timp ca ei să ai buni să-și descarci și medalii. Da, asta înseamnă că băieții au ocupație și nu bat câmpii. Și nu umblă cu băutul? Și nu umblă. Cojocaru Vadim. Rota. Combină, cumulează, bună cu altă. Dar, primar, ce am văzut eu la Zaim, le doresc la toate satele din Moldova. Vă zic eu. Le doresc la toate comunitățile din Moldova să aibă o fanfară care cântă, o sală în care se dansează, sală de forță. Într-o localitate, înseamnă că se poate. Și domnul primar zice, dacă am avea bani, am face și mai multe. Dar ăștia n-au de gând să dăie bani. Ei îți dau bani dacă te duci cu șor sau cu roșu sau cu albaștri sau cu galigine sau cu să iei în aiba cu care culoare, dar să dau bani doar pe culoare. Ar trebui să dăie pe performanță, domnul primar. Cei care fac, de acord, da. Lor să li se mai dea. Proiect privind amenajarea sălii de sport, elaborat, implementat, Comuna Zaim. Cofinanțat de programul Comun Dezvoltare Locală Integrată. Ia uitați-vă. Cum să le lămurim de ăștia care votează cu roșii că banii vin din comunitatea europeană? Ei, nu știu cum să lămurești că e... Da? De plouă, din ei se bate vântul. Ies cu... Celuța în frunte. Ei, dar lasă-ți o dată. Ei mai lecuim? Înainte era... Încă eu mai... nu mă supăr să tine mie, că sunt buni, răi, stăți a mie. Da, totuși Zaimul... Votează trează și votează bine. Eu cred că și de data asta o să... data asta, cu ajutorul primarului... Încă mai bine și încă mai trează să votează. Mai ales că există opțiuni. Sergiule, haide mai departe că ne-am umplit de energie pozitivă. Și... pozitivă deja avem. Domnul primar, lămuriți-ne un lucru pe care n-am înțeleg. Deși la nivel de comunitate, de sat, există băieți gospodari ca dumneavoastră, care gândesc, care analizează, care implementează, care țin la neamul ăsta și la nivel central ajung niște cozi topor în Parlament. Nu știu, cred că la sat altfel acționează aerul și când ajungi la locul unde te-au ales oamenii, te gândești în primul rând la oamenii aceia. Și de-abia la urmă, când o să fie a toți bine, te gândești la părinți, la cuscri, la nepoți și la verișori. Sus, din păcate, aerul și alte capitale inversează pe dâns și ei ajung. Dar poate îi trimitem din când în când pe volumi de zile prin sat să stăi. N-ar fi rău. Să le cuiască, să mai treacă cu o gură. Cum zic la noi, se trimate la ceasuri. A noi cei care ajung la muncă, fost contentă, zic că îi trimite la ceasuri. Și trebuie trimis și la ceas, dar nu la ceasuri, dar la ore, da? La ceasuri, așa să zice. Să limpezească la minte. Mai dai cu costelul ca scosească prin cimitir și atunci ei... Încep a vedea lucrurile altfel. Da. E că e foarte bună sugestia domnului primar. Trebuie când ajung, când se duc deputați încolo, trebuie să parcă strești, parcă să deștepți, parcă să anoștri. Anoștri, da, cuvântul ăsta e... Când ajung acolo, noi iar am ajuns cu vin anoștri, îți duc anoștri. Și noi iar rămânem. Tot frumos.
Domnul primar, felicitări. Și am văzut în comunitate doar o mică parte în jurul casei de cultură, dar asta arată un spirit de gospodare, un spirit de... Ne străduim, asta nu înseamnă că nu avem probleme, probleme sunt în fiecare localitate și fiecare primar se străduie să rezolve probleme localității, dar, din păcate, așa sunt. Noi, dacă n-am mai avut și suportul de la guvernare, că ultima perioadă am fost animănui, mai ales dacă mai ești independent, atunci ești animălui și nimănui și pentru a noastră și pentru a lor. Da, noi vă dorim tot binele din lume, luciditate, înțelepciune, bani la primărie să fie mai mulți, să aveți copii nu să nască. Nu trebuie mai mulți, trebuie banii care din teritoriu să rămână aici. Și noi ne-am descurcat. Și să mergem spre Occident, spre civilizație, să ne rupim de trecutul ăsta nostru întunicat. Sperăm. Mulți ani, v-am salutat cu drag. Venim cu prima ocazie din nou. Vă așteptăm cu drag.